Istoria pogromului de la Iași este destul de complicată. Este evident că au existat inițiative locale, că o parte din populația Iașului s-a implicat în omorârea evreilor, în arestarea lor, în torturarea lor. Trebuie să ne întrebăm însă dacă aceasta a fost într-adevăr un eveniment spontan sau a fost o inițiativă organizată. Programul a fost ordonat dinainte, se bazează pe un ordin al lui Antonescu. Colonelul Constantin Lupu, care a fost comandantul militar al Iașului, s-a disculpat și a spus, dar eu am îndeplinit ordinele secrete ale mareșalului. Și-a citat ordinul, l-a adus. Face parte din nefericire, dintr-o dorință demnă de a fi condamnată, atât a conducerii de atunci, inclusiv a generalului Antonescu și armatei române, de a umili de fapt o minoritate, cu nimic responsabilă la momentul respectiv, pentru că e vorba de evrei, culmea din teritoriul vechiului regat. Nici nu mai putem găsi imaginar niște vini ca în 1940, împotriva unei populații civile, a unor cetățeni de fapt români. Și la nivelul organizării pogromului au existat cel puțin doi ofițeri SSI, a cărui nume este cunoscut. Unul dintre ei îl chema Tulbure, pe numele de familie, care erau maiori. Unul era maior, celălalt era capitan. Și care aveau legitimații de la marele stat major. Deci aveau grade mijlocii superioare, dar de fapt, aparținând marelui stat major al armatei române, aveau funcții foarte importante. Deci asta este nivelul cel mai înalt pe care îl putem demonstra în momentul de față în ceea ce privește organizarea pogromului. A existat o înțelegere prealabilă cu comandantul corpului 30 german, von Zalmut, generalul von Zalmut, a care și avea atunci comandamentul la Iași, de a executa împreună evrei. Și el o și spune. O cunosc de la traducătorul, a existat un traducător român care a fost de față și care a redat convorbirea. Deci, pot să spun, când n-au existat trupe SS, când n-au existat Einsatzgrupp, grupe de, că a existat o echipă a Serviciului Special de Informații, eșalonul special care a participat la crimă, că jandarmeria a primit ordine, poliția a primit ordine, unitățile ale diviziei 14 românești au primit ordine să participe. Aici a fost un polițist, tot român, îmbrăcat în hainele de polițist, ce să spun. Mai erau în deșurile astea, mai căutau aici, erau, mă întâlnesc, mai sunt deșurile astea, nu le-au ocupat. Unii căutau să mai fugă, să mai intră în deșurile astea, să mai ies. Și aici ne-am găsit ca sardelele. N-aveam, deși am venit împreună cu toți în coloană, aici ne-am cam distrăcit. Nu am zis ce se întâmplă, am stat acolo cum am stat, ne-am găsuit la această chestură, însă când n-am mai încăput în interior, s-au masat oamenii în curtea aia laterală, care era și ea închisă. Ne-a ținut toată ziua culcați la pământ. Nevoile nu erau pe ce în curte, îi făceai pitini. La chestura de poliție acolo era marea tragedie. Mie mi-a dat una în cap, mi-a dat un glonț în genunchi, și tata i-a dat una și lui în cap și ne-am tărât până în fundul chestului. Era un loc acolo care puteau să încapă 5-600 de oameni. Domnule, au intrat mii de oameni, unul peste alții. Și vedeau cum moale, pentru că de la poartă începea să spună acolo, uite, o păsărică, pac, și trăgea în unul și l-am pușcat și așa mai departe. Erau cadavre peste cadavre. Nu eram la pământ întins așa, era sete, era tare cald, eram cu patoale, nu puteai să te dezbraci, și era căldura aia mare, nu puteai să bei nimica. În curtea chesturii era instalată o mitralieră chiar în mijlocul curții,
care era să învârtea așa cum se învârtește pe un postament rotativ. Eu cu ochii mei de copil l-am observat. Vis-a-vis de chestură, unde acum sunt niște blocuri, în spate unde medicina are o arhivă foarte interesantă, acolo pe acel loc era o bisericuță, care acum nu mai este. Din clopotnița acestei bisericuțe, unde s-au instalat mitraliere, se trăgea direct în chestură. Deci măcelul a început în interiorul chesturii, nu pe stradă. Pe stradă a fost bătaia, a fost, mă rog, tot ce s-a putut mai oribil. Însă în chestură s-a tras în niște oameni închiși, fără apărare. Germanii erau mai puțini, însă e un soclu în curtea chesturii acolo, pe care era instalată două mitraliere erau instalate, una cu tragere spre intrarea în chestură și alta cu tragere spre gardul din partea opusă. Erau deservite de nemți. Așa mi-amintesc, că erau deservite de nemți. Oamenii încercând să scape, orice om în apărare, fuge. Fugind, abia ăștia trăgeau în ei. Săreau gardul, după ce săreau gardul, erau împușcați. 2-3 au scăpat de acolo, care mai târziu m-am văzut cu ei, vecini de-ai mei, care s-au strecurat prin spatele chesturii, s-au adăpostit în niște case și au rămas ascunși. Mulți au fost împușcați, care încercau să sară gardul și să scape de ceea ce ar fi urmat la chestură. Cam în jurul orei 2 să fi fost, așa de însenind, au început să latre mitralierele, să vâje gloanțele până noi și cădeau oameni ca spicele. Și unde cădeau acolo? Sigur că fiecare instinctiv au fugit, au îndesuit și unii dintre ei, printre care și eu, și cu ocazia asta m-am despărțit de tatăl meu, am fugit spre zidul care despărțea chestura de poliție de un vechi cinematograf cunoscut în ea și poate doar chiar în toată țara, că era printre cele mai vechi, Zidoli. A fost și un circ cu numele ăsta, probabil că tot acolo și poate de acolo se trage numele, un zid care avea cam de 2 metri înălțime, sus, 2 metri înălțime din beton, nu din lemn sau asta, și sus, în beton acesta, în ciment, erau plantate bucăți de sticlă. Oamenii s-au cățărat, fiecare au unul peste altul, cum au putut, așa, nu știu cum am ajuns și eu, dar eu am port și acum încă o cicatrice, probabil m-a lovit un glonț, știu cum am trezit, plin de sânge, eu cream că de la urcușul ăla, păi, dar nu. Eu am și acum, era o tătură foarte încă. Eu m-am, acolo, în momentul când m-am apropiat de zi, m-am întâlnit cu un coleg al meu de școală, și care stătea și cu locul în seara apropierea mea, Aurel Schwartz. Eu am ajuns sus, pe creasta zidului, să spun, era ca un fel de parapet, de fapt, și el se chinuia, era un copil mai grăsuț, mai plinuț, se mișca mai greu, mai neîndemânatic. Și atunci eu i-am dat mâna și în momentul când mai avea probabil un pas să facă sus, l-a lovit un glonț, mai multe, nu mai pot să-mi dau seama, am simțit că mâna lui o tresărie, la un moment dat s-a făcut moale, a căzut jos și atunci l-a fost pentru forța mea dată. Ca să continui, cine a reușit să treacă de acest zid, s-a repezit la sala cinematografului. Ușile erau închise, era duminică, era timp de război, nu erau spectacole atunci. Și aici e un adăpost. Au smuls lactele, zicea, nu eu știu, nu-mi dau seama, în orice caz au forțat intrarea, au intrat, care cum a putut prin stal, prin lojele cinematografului, s-au ascuns sub scaune. Eu am fost tras de un tânăr, care nu era prieten, dar mă cunoștea și îl cunoșteam pentru că era sportiv. Juca fotbal la Maccabi din Iași, era în divizia B pe atunci. Îl chema Tolea. Era sigur, avea o statură atletică, puternic și m-a tras cu mine. M-a tras pe scenă, ne-am dus în spatele ecranului și acolo sus, cam la 2 metri înălțime, erau
cum se spune, nu stinghie, cum e proba aceea la gimnastică, atâta, cum se numește, la bârnă. Era o bârnă lungă de vreo 2 metri, lată de 2-3 centimetri și acolo n-am ciuciulit, cum se spune, n-am făcut nici și acolo am zis ore și ore întregi, dar nu înainte de a fi martori, fără vrele, la un masacru fantastic, pentru că la un moment dat au fost aduși soldați SS de un binevoitor care i-a denunțat că evrei s-au ascuns în sală și atunci a început un măcel cumplit. Trăgeau și în cei mori și în cei vii, tot ce mișca era împușcat. S-a făcut o, cum să spun, o baie de sânge, un măcel, un masacru, cum vreți să spuneți. Eu cu tot le-am stat acolo până s-au liniștit lucrurile și pe seară nu s-au mai auzit, am ieșit prin ferăstruica unei toalete, ne-am străcut pe acolo, am ieșit pe strada Victor Plas, acolo era cinematograf, era plasat pe Victor Plas, am ieșit acolo, am mers spre casă, am zis să mergem acasă, bineînțeles, în umbra zidurilor, să nu fim văzuți. Și în momentul când am ajuns în Piața Unirii, eu nu mai aveam până acasă, de fapt, a fost oprit de 4 germani, stai că trag. Atunci era interdicție sub pedeapsa cu moartea, circulația de la ora 7, 8, când se înseara, de la 8, se pare 20. Sigur că n-am oprit. Deci și-au dat seama imediat cam despre ce e vorba, că am fugit, eu n-am fugit. Și bineînțeles că în cea mare fugă, în sudări de tot felul, în vânturi și asta, ne-au adus înapoi de acolo de unde am fugit și de unde aveam să plecăm a doua zi. Mulți sunt pușcați, mulți au început să fugă de acolo peste zid să se salveze, să ducă la cinematograful Sidole sau altele. Alții n-au putut. Tatăl meu a murit în fața mea, a împușcat. S-a tras în el, s-a împușcat. El avea și plămânul fără mâna de la patul ăla de armă. Nu cred să mai fi putut trăi dacă rămânea chiar. El a stat într-o baltă de sânge, iar mai târziu, când s-a înserat, au venit diverse așa zise controle, s-a liniștit, erau liniștit de mormânt, în sensul adevărat al cuvântului. Iar cei care am rămas în viață, ni s-au ordonat culcat. Ne-am culcat la pământ și am stat toată noaptea așa, culcați. Multă lume. Adică cu capul spart, tăiată ureche, împușcat în piept. Eu știu... Erau cu sânge plin acolo, erau unii întoși cu fața în jos. Multă lume moarte. E prima dată când am văzut morți în viața mea, n-am văzut până atunci pe nimeni. Atunci mi-am dat seama de mare tragedie care s-a întâmplat. Seara o parte din noi ne-a băgat în cadrul chesturii niște săli mari, veceurile de la parter, de la subsol, nu mi-am amintesc unde, în orice caz, urina era de jumătate de metru. Acolo am notat în urină, ca să am vrut să mă duc la WC, să nu... Cât încăpeam curtea asta? Cred că mii de oameni eram. N-aveam loc unde să ne mișcăm, așa de mult. Și în noaptea din 30 spre 31, o parte au plecat un convoi spre Ialomița Călăraș. Și la 12 noastră toți, măi, poate o să fie bine și o să scăpăm și noi, ia să vă încolonăm, poate o să scăpați. Și ne-am colonat pe toți, câte 10 în rând, așa, unul după altul. A făcut o coloană mare, mare și ne-a dus la gara. Între timp, noaptea, au venit alte controle cu baterii de mână, cu... erau nemții, care n-au tras niciun singur foc. Toată operațiunea la Iași, și din tur la biserici și din toate părțile a fost acțiunea jandarmeriei. Nemții erau doar observatori. Bine, erau ideologii de fapt, dar ei erau cei care au venit într-o verificare, au aprins acele baterii de mână,
s-a uitat cum stăm trândiți la pământ și bineînțeles că n-au avut nimic de obiectat, că noi nu mișcam. S-au mai găulit curtea cu primul eșalon și am mai așezat pe jos, dar fără să bem nici un pic de apă din momentul ieșirii din casă sau să luăm ceva în gură. Și primul ne-a dus, ne-a încolonat. Oamenii făceau pe ei, nu se duceau nicăieri. Vă dați seama în ce condiții. Iar mie mi s-au lipit hainele de sângele care s-au uscat pe Partoseană. Și n-am mai putut nici să mă ridic când mi s-a ordonat. Ridicați-vă, mergem, plecă. Și atunci m-a ajutat cineva să ies din hainele care erau lipite în sânge. Și a doua zi dimineață, luni la orele 5, am fost încolonați, tot cu mâinile ridicate și duși spre gara Iași. Ne-am încolonat după cei care au rămas, s-au scos cadavrele cărate tot de cotiugariști evrei. S-au îmbarcat în aceste mari căruțe care cărau lemne și saci cu făină la brutării și erau muncitori evrei. Ei, puteau fi și neevrei, dar în genere ăștia făceau aceste munci. Ne-au dus, așa cum am spus, tot așa, de jur împrejur cu santinele sub escortă și escortați în spate de un car blindat și în față de sfida coloana un alt car blindat. Așa am trecut săracul Javodă, borât arcului spre gara, acolo în gara. Ne-au culcat în fața peronului. Ca animale ne-am încolonat și ne-au dus până în gara. Acolo când am ajuns în gara ne-au pus cu fața la pământ și vă pot spune încă un amănunt care mi-a durut foarte mult și n-am tot nu pot să-l uit, că în piața gării era piața de trăsuri, pentru că pe atunci nu existau taxiuri. Și știți cum cai se urinează, se bălegar și tot. Și tocmai acolo și-au găsit așa sinicuci cu fața la pământ. Au culcat în fața peronului, tot așa sub pedeapsa cu moartea, n-are voie nimeni să miște. Ne-au culcat toată mizeria aia pe care o lasă caie, care staționează, că acolo era o haltă de birjar, de birje. Și acolo ne-au culcat. Călătorii care veneau, se întâmpla în momentul acela, noroc că nu prea erau atunci terenul probabil, dar cei care veneau treceau prin terenul gării și aveau ieșirea exact pe lui. Nu aveam voie să ne mișcăm, voia n-aveau cum să treceau peste noi, ne călcau în picioare. Și am ajuns la gară. Acolo ne-a spus să ne punem cu fața în sus și să închidem ochii. Și veneau, domnule, toți ăștia, toți, nu știu, oameni de jandarmii care erau ceva. Venea așa și vedea unul care e de aur, la un clește și fugea din gură, urla la acolo. Avea cineva, da, a văzut unul în el așa, venea, îi tăia degetul, îi lua inelul. Vai! Am văzut treburile astea, am crezut că mi-e să suflă. Eram copil, eram mie. Aveam 19 ani, dar totuși eram slăbuț acolo. Eu cu fratele și cu tata. Ne-am așteptat. Între timp, trupele plecau spre frontul de răsărit. La un moment dat, trupele astea trebuiau să treacă spre ieșire, unde ne aflam noi încolonați. Și atunci, ca să nu, dragă Doamne, să nu facem ceva armate române, vă dați seama ce periculoși eram. După o noapte, după o zi, după mizeria care am înghițit-o, numai de bătaie nu ne ardea sau să omorăm pe cineva. Ni s-a ordonat iarăși culcat. Peste noi au trecut trupele. Acum au culcat în stânga și dreapta, care a putut s-a ridicat, care nu s-a mai ridicat. În sfârșit. Acolo s-a adunat mulțime totuși de gură cască, mulți din curiozitate, mulți ne compătimeau, alții din potrivă. E, în momentul acela, o țărancă mai vârstnică, cu păstelcă colorată pe cap, mă aduc aminte, cu un coș, probabil avea produse lactate, cum îi spunem noi astăzi, brânză, lapte, smântână, știu ce avea acolo, și fructe. S-a apropiat de mine. Sunt convins că jandarmul sau soldatul care era din apropierea noastră a văzut gestul, dar s-a făcut, a întors capul, s-a făcut că nu vede
Dar vreau să spun că și el a fost complice la acest gest de mare rănire. Deci în acest val de ură neapomenită, de ostilitate, s-a apropiat această femeie, trebuie să spun, poate chiar cu riscul vieții, că nu era mare atunci, să tragă că ordinul era, că nimeni nu are voie să apropie de noi. S-a apropiat și mi-a găsuit în somn câțiva punct de cireșe. Ce ia, băi, copilul, arzi, iar focul până oamenii ăștia. Ce vor să facă? Bă, mă rog, mai mult n-a putut, dar vreau să subnez lucrul acesta. Deci, cireșele acestea pot spun că au fost ceea ce a contribuit în mare măsură la faptul că eu mai sunt astăzi aici, că am supraviețuit acelui infern pe roți. Acolo la Iași, un proprietar de moare pe care îl chema Porfir, el a salvat cel puțin 100 de evrei care se aflau la muncă forțată în moara sa, pur și simplu închizându-i în moară și ne dând drumul în această moară poliției și trupelor române care arestau masiv evrei pe străzile Iașului. Se pare că a existat și un preot cu numele de Răzmeriță care a fost omorât pe străzile Iașului pentru că a încercat să ia apărarea evreilor. Și pe urmă a venit tot un polițist cu un baston dintre ăla care merg bătrânii, care au un cui în ăsta. Și cu cuiul ăsta ne-a numărat și ca să știm că sunt unul, l-a întrebat, că îl cunoștea pe acest polițist, că mai vinea de la prăvălie să-și mai încaseze tributul lui, că mai ținea duminică deschis. Și spunea, domnule, n-am să nu mai rețin numele, cum îl chema pe acest polițist, de ce trebuie să-mi înfingi cuiul în spate? Și atâta i-a răspuns, măi, Dani, cum ai să știi că ești numărat? Atâta i-a răspuns. Și așa ne-a numărat, întâi câte 40 grupi de 40, ducându-ne pe peronul gării unde erau parcate vagoanele, și vagoane atunci erau vagoane mici, de 10 tone, de cum erau pe vremea aceea. Chiar așa o acțiune foarte confuză, n-aș putea să spun cu certitudine. Oricum, e limpede că Iașul se găsea în zona operativ-militară germană. Dar, pe de altă parte, toate oficialitățile erau românești. Deci numai de punct de vedere operativ, aceasta era zona. Și la acțiunile acestea împotriva evreilor și la masacrul care a avut loc, au participat număr considerabil militari și cetățeni români. Deci, nu, cred că încercarea asta de a ne spăla pe mâini că germanii au făcut, germanii au drept, nu are o valabilitate practică, pentru că documentele însăși menționează militari români, ofițeri români, care chestori români. Dar și soldați germani care au fost postați la Iași au participat la pogrom și au omorât, și ei au omorât înainte de intrarea în chestură, au ajutat la formarea de coloane, au însoțit soldați și polițiști români la scoaterea evreilor din case, au împușcat pe drumuri, au fotografiat, foarte multe din fotografii sunt ale lor. Și a existat un ordin secret de a pune mâna pe cât mai multe din fotografii, un secret al autorităților românești. Au condus convoaie la tren, la trenul morții, au bătut în mod fioros mulți evrei. Ei au participat la pogrom, dar nu este un plan german, n-a fost făcut cu participarea unor trupe SS sau Einsatzgruppe, care este aproape sinonim când ne referim. Când au terminat ajutorul, au plecat mai departe să omoare evrei în răsăritul Europei. Planul a fost românesc, răspunderea este românească. Îmbarcarea în trenuri a fost făcută de grupe mixte de soldați, polițiști români și germani. În acest moment, intervenția sau implicarea populației civile din Iași încetează. Din acest moment, și în momentul plecării acestor două trenuri din Iași,
rolul populației civile încetează și rolul german încetează. Deci aceste trenuri vor avea escorte militare românești.